Fiți binecuvântați! Mă numesc Andrei Motorgean, am 31 de ani, sunt căsătorit cu Maria și împreună avem 4 copilași, Lois, Estera, Iosua și Isaac. Și prin harul Domnului, din anul 2019, suntem parte a echipei AREA, Alianța pentru Răspândirea Evangheliei Acasă, o fundație din cadrul cultului creștin penticostal, care are ca scop și ca plan plantarea de cel puțin 100 de biserici în orașele și în comunele din România. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne dă harul și binecuvântarea să ne implicăm și suntem din anul 2019 în orașul Bălcești, din județul Vâlcea, un oraș mic, agricol și prin harul lui Dumnezeu și chemarea făcută putem să slujim acolo. În anul 2019 se înființează așadar prima biserică penticostală cu numele Salem, în orașul Bălcești, într-un spațiu închiriat în zona centrală a orașului și acolo Dumnezeu a pregătit un loc de închinare pentru noi. Am renunțat la acel spațiu, chiria crescând foarte mult, cu aproximativ 50%, și a trebuit pentru o perioadă de un an de zile să ne mutăm cu tot ceea ce înseamnă casa lui Dumnezeu, biserică și slujbe, într-o comună alăturată, la 10 km, la Biserica Sfânta Treime din Valea Mare, biserica mamă, de fapt, care ne și ajută și este în spatele nostru și cu care comunicăm ca și echipă, ca și slujire. Și prin harul Domnului am cumpărat o căsuță în orașul Bălcești, am amenajat-o ca și loc de închinare, ca și loc de strângere. Și anul acesta, la Paște, am avut prima slujbă nouă acasă de închinare a Bisericii Salem din orașul Bălcești. În momentul de față, suntem aproximativ 20 și ceva de persoane care venim la casa lui Dumnezeu, prieteni, frați, surori, totul începând cu câțiva ani în urmă când m-am mutat în zonă, în zona Olteniei, în 2018, aveam grijă de două surori în vârstă, care erau în cârje. Și astăzi, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns la peste 20 de oameni care vin la casa lui Dumnezeu. Suntem implicați în acțiuni sociale, în ajutarea familiilor nevoioase, prin distribuirea de alimente, de medicamente, transportul acestora în diferite zone, vizite, școală duminicală, acțiuni cu copiii regulate și, bineînțeles, slujbele săptămânale. Dumnezeu ne deschide în fiecare zi, în fiecare lună, noi oportunități de a ajunge în casa oamenilor, de a sluji. Avem nevoie de oameni care să se implice, de oameni care să se roage, de oameni care să ne viziteze, care să ajute pe termen scurt, pe termen lung, și dorim ca în orașul Bălcești să fie cucerit pentru împărăția lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să dea binecuvântare și mai mult. Am întâmpinat multe probleme, multe obstacole, dar astăzi suntem în picioare doar prin harul și prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu va face o lucrare măreață pentru orașul Bălcești, așa cum a promis cu mulți, cu mulți ani în urmă. Și ca o mărturie, acum un an de zile cineva a venit la noi acasă. Și acolo în cameră când stătea și-a adus aminte cu un vis de 20 de ani în urmă. Și spunea așa: am văzut camera aceasta, am văzut frații și te-am văzut pe tine, frate Andrei. Și am văzut că aici este o casă în care Dumnezeu lasă binecuvântare. Cu mai bine de 20 de ani înainte, Dumnezeu pregătise mutarea noastră în Bălcești, fără ca noi să știm ceva, fără ca noi să fi avut vreo confirmare până în momentul de față de la Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu noi, este și va fi cu noi. Dumnezeu să lase binecuvântare peste fiecare dintre noi. Fiți binecuvântați!